Salut, prieteni! Bine ați venit la un episod foarte interesant aici pe canalul Grădina pentru Toți. Astăzi este o zi superbă de noiembrie. Este 12 noiembrie și este o zi absolut minunată, însorită și foarte, foarte frumoasă. O zi superbă de toamnă. Astăzi aș vrea să vorbim despre 8 reguli de bază în plantarea viței de vie. Vița de vie este o bucurie toamna. Ne îmbogățește toamna foarte mult. Este ideal să ai viță de vie toamna, mai ales pentru faptul că îți dă o aromă specială, culorile sunt superbe, culorile strugurilor, culorile frunzelor, mai ales după ce acestea se usucă, este absolut superb și este ideal să ai struguri. Vă spun sincer că și dumneavoastră puteți să aveți struguri și nu doar să aveți viță de vie, ci puteți chiar avea struguri din aceea cum se văd doar la supermarket și chiar mult mai gustoși decât cei de la supermarket. Eu am început acum 3 ani și, credeți-mă, anul acesta a fost un an super pentru că am avut poate cei mai buni struguri pe care le-am mâncat în viața mea și cu siguranță cei mai aspectoși. De aceea vă încurajez și pe voi. Haideți să trecem la treabă. Prima regulă. Asigură-te că cumperi butașii de vie dintr-un loc sigur, dintr-o sursă sigură, dintr-o sursă de încredere. Astfel te vei asigura că îți vor fi trimise plante sănătoase și de asemenea te vei asigura că soiul pe care l-ai cumpărat este cel livrat și nu vei avea surprize atunci când vița de vie va crește să fie un alt soi decât cel dorit. De asemenea, dacă cumperi dintr-o sursă sigură, aceștia se vor asigura că plantele sunt ambalate în cel mai bun mod posibil ca acestea să nu fie afectate în timpul transportului. De exemplu, în cazul viei, rădăcinile trebuie să fie împachetate în așa fel încât rădăcinile să nu se dezidrateze până ajunge pachetul la destinație. De aceea este foarte important să cumperi dintr-o sursă sigură. A doua regulă. Plantează doar în timpul repausului vegetativ, adică de la începutul lunii noiembrie până la sfârșitul lunii martie. În acest fel te vei asigura că șansele de prindere vor fi mult mai mari. A treia regulă. Dacă cumva cumperi un soi nobil, fie că vorbim aici de struguri de masă sau struguri pentru vin, asigură-te că butașul este altoit. Filoxera este o insectă care atacă rădăcinile viței de vie și dacă cumva cumperi un soi nobil și acesta nu este altoit, îi va ataca rădăcinile, fiindcă aceste rădăcini nu sunt adaptate la această insectă. De aceea asigură-te că vița de vie, butașul de viță de vie este altoit. Regula numărul 4. Cu cel puțin o oră înainte de a planta butașul de vie, pune rădăcinile în apă pentru a se hidrata. Regula numărul 5. Sapă o groapă de 50 de cm adâncă și de 40 de cm lată. Ideea este ca loaza de butaș să fie toată băgată în pământ, dar să rămână 5 cm deasupra pământului, să rămână punctul de altoire. Vedeți, aici este punctul de altoire. Asta trebuie să rămână 5 cm deasupra pământului. Este o regulă foarte importantă. Thank you.
trebuie menționat că trebuie să existe minim un metru distanță între butucii de vie. Deci asigurați-vă când faceți groapa pentru plantare să fie minim un metru distanță între următorul butuc care vine pe șpalier. Regulă foarte importantă, e foarte important de menționat și de ținut minte. Regula numărul 6. Fasonează rădăcinile butașului de vie. Înainte de a fasona rădăcinile, trebuie să ne asigurăm că avem ustensilele dezinfectate. Trebuie să ne dezinfectăm ustensilele ca nu cumva să îmbolnăvim prin tăierea noastră butașul de viță de vie. Ok? După ce le-am dezinfectat, regulă în fasonare, îndepărtați rădăcinile care vi se par uscate și care vi se par defecte, deteriorate, adică cu urme de lovire sau ceva de genul. Dacă nu vedeți astfel de rădăcini, eu nu văd personal acum, regula este ca să îndepărtați cam 1 pe 3 din lungimea rădăcinilor. Astea sunt exagerat de lungi, n-au de ce să fie așa de lungi. Așa. 1 pe 3 din lungimea lor. Așa. Ce rol are fasonarea? Fasonarea are rolul de a determina rădăcinile să crească, de a le stimula să crească și de a le stimula să se prindă în pământ odată ce noi o să punem butașul acesta în pământ. Acesta este rolul fasonarii, de a stimula creșterea și prinderea butașului de vie. Regula numărul 7. Pune în groapa pe care ai săpat-o compost și apă. Compost maturat pentru ca să îngrașe pământul și să asigure prinderea viței de vie. Așa cam vreo 3-4 pumni de compost. O găleată de apă. Pentru hidratarea solului. Bun. Acum urmează să punem vița de vie în pământ. Așa. Cum ziceam mai devreme, punctul acesta de altoire trebuie să rămână deasupra pământului, fiindcă de aici, din ochiul altoit, va da la anul vița de vie, de aceea trebuie să rămână deasupra pământului. Oricum, pământul se va mai lăsa cu timpul. Acum regula numărul 8. Trebuie să mușuroim butașul de vie. Adică să punem pământ peste, mai ales dacă îl plantăm cum îl plantez eu toamna, e nevoie să mușuroim butașul de vie pentru a nu îngheța. Dacă îl plantați primăvara, mai ales în martie, cred că nu mai e nevoie, dar dacă îl plantați cum l-am plantat eu acum,
E absolut nevoie ca să puneți pământ deasupra, să mușuroiți. În acest fel protejați butașul de îngheț. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul de notificări și distribuiți prietenilor voștri. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare. Ciao!